Suntem în ziua de marți și pentru ora 13 a fost convocată ședința Comisiei Electorale Centrale. Constat prezența 8 membri, ceea ce înseamnă că ședința este cu caracter deliberativ. În față avem proiectul ordine de zi, care cuprinde 12 subiecte. Vă rog dacă sunt întrebări sau propuneri la ordine de zi. Voi supune votului dumneavoastră adoptarea ordinei de zi a ședinței Comisiei Electorale Centrale din 31 octombrie 2017. Cine este pentru, rog să votați. Vot unanim, mulțumesc. Ordinea de zi a fost aprobată. Pentru procesul verbal, domnul Vasile Gafton este lipsă de la ședință. Stimați colegi, primul subiect din ordine de zi se referă la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunii Jora de Mijloc, raionul Orhei, raportor Alina Rusu. La data de 17 octombrie, curent, secretarul Consiliului Comunal Jora de Mijloc, raionul Orhei, a informat Comisia Electorală Centrală despre decesul primarului Terentii Ion. Astfel, în conformitate cu prevederile codului electoral, precum și ale legii privind administrația publică locală și a legii privind statutul alesului local și în conformitate cu hotărârea Comisiei Electorale Centrale cu privire la desfășurarea alegerilor locale noi, cu modificările și amendamentele parvenite ulterior, propun următoarea parte de dispoziție. Punctul 1. Se ia act de vacanța mandatului de primar al Comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei, și se stabilește pentru data de 20 mai 2018 desfășurarea alegerilor locale noi ale primarului Comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei. Și punctul 3 din proiectul de hotărâre se referă la intrarea în vigoare acesteia și publicarea pe pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale și în monitorul oficial al Republicii Moldova. Raport încheiat, rog susținerea acestui proiect de hotărâre. Stimați colegi, dacă sunt întrebări, dacă aveți propuneri la proiectul înaintat, voi supune votului, dar nu înainte de a întreba dacă cineva dorește cu luare de cuvânt sau cu luare de atitudine vis-a-vis de proiect. Voi supune votului dumneavoastră adoptarea hotărârii cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului Comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei. Cine este pentru, rog să votați. Vot unanim, mulțumesc, hotărârea a fost adoptată. Următorul subiect din ordine de zi se referă la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală ale alegerilor locale noi din 19 noiembrie 2017 la situația zilei de 27 octombrie curent. Raportor Veceslav Grigoraie, vă rog. Da, mulțumesc, stimați colegi. Potrivit actelor prezentate de Consiliile Electorale de Circumscripție, constituite pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi ale primarilor din data de 19 noiembrie 2017, au fost înregistrate în calitate de concurenți electorali persoanele desemnate de următoarele partide politice. Partidul Democrat din Moldova, Partidul Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Partidul Politic Partidul Nostru, Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Partidul Național Liberal, Partidul Liberal și Partidul Politic Partidul Popular European din Moldova. Conform programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi ale primarilor din data de 19 noiembrie 2017, aprobat prin hotărârea CEC, cât și potrivit prevederilor codului electoral, concurenții electorali urmau să prezinte periodic rapoarte privind veniturile și cheltuielile din campanie electorală sau să informeze comisia despre faptul că nu își vor deschide contul cu mențiunea fond electoral și nu vor suporta careva cheltuieli în campanie electorală. Astfel, Partidul Politic, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și Partidul Democrat din Moldova au prezentat comisiei rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania electorală a alegerilor locale noi din 19 noiembrie 2017 la situația de 27 octombrie 2017. În urma verificării rapoartelor date sub aspectul plenitudinii informației și corespunderii cu cerințele de întocmire a acestora, comisia a constatat că respectivii concurenți electorali care și-au deschis contul cu mențiunea fond electoral s-au conformat prevederilor regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale.
Totodată, la data de 27 octombrie 2017, despre deschiderea contului cu mențiunea fond electoral, ne-a informat partidul politic, partidul nostru. Partidele politice ar fi Partidul Popular din Republica Moldova, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Partidul Național Liberal, Partidul Liberal și Partidul Politic, Partidul Popular European din Moldova, nu au informat Comisia despre faptul deschiderii sau nedeschiderii contului cu mențiunea fond electoral și despre faptul că și respectiv că nu vor suporta careva cheltuieli în campanie electorală. În contextul celor relatate supra, în temeiul prevederilor codului electoral și regulamentului cu privire la finanțarea campaniilor electorale, se propune Comisia Electorală de a hotărâ. Punctul 1. Se constată că fiind întocmite și prezentate în corespundere cu articolul 38 cu indicele 2 din codul electoral și cu prevederile regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale numărul 3352 din 4 mai 2015, rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania electorală a alegerilor locale noi din 19 noiembrie 2017, depuse de concurenții electorali, Partidul Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și Partidul Democrat din Moldova. Rapoartele vor fi anexate la hotărâre dată. Punctul 2. Se solicită Partidului Politic Partidul Popular din Republica Moldova, Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Partidului Național Liberal, Partidului Liberal, Partidului Politic Partidul Popular European din Moldova să informeze Comisia Electorală Centrală în conformitate cu prevederile punctului 4 din regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale numărul 3352 din 4 mai 2015 despre faptul deschiderii sau nedeschiderii contului cu mențiunea fond electoral. În cazul nedeschiderii contului, să informeze Comisia despre acest fapt și să desfășoare doar activități de campanie sau promovare electorală ce nu implică cheltuieli financiare. Punctul 3 prevede că prezenta hotărârii va intra în vigoare la data adoptării, se va publica pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale și în monitorul oficial. Raport încheiat, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, stimați colegi. Dacă sunt întrebări către raportor, vă rog, domnul Gurduza. Domnul Șarban, vă rog. Vă mulțumesc. Stimate domnule raportor, în viziunea noastră, cum vom proceda în cazul în care aceste cinci partide, ca să nu le mai numesc încă o dată, nu se vor conforma și nici nu le vor informa măcar. Ce vom face după? Mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Vă rog, domnule raportor. Vă mulțumesc pentru întrebare. Cred că la subiectul acesta noi să revenim ulterior în cazul în care o să survină o astfel de situație. Ori la moment e prevăzut doar faptul că ei urmează să ne informeze și nu sunt prevăzute careva consecințe. Dar de comun acord, toți membrii putem să ne dăm cu părere pe marginea acestui subiect și să ajungem la un consens. Vă rog, domnul Gurduza, întrebare. Domnul raportor, întrebare simplă, doar probabil ca să fie clară pentru toți. Spuneți, vă rog, noi avem 10 localități unde se desfășoară alegeri locale în acest moment. Partidul Democrat are 10 candidați în toate cele 10 localități. Să înțeleg corect că în primul raport prezentat, acest concurent electoral nu a cheltuit niciun leu? După cum reiese din anexă la acest proiect. Vă rog frumos, domnul raportor. Da, mulțumesc. Eu cred că a fost o întrebare retorică, ori rapoartele sunt publicate pe site-ul Comisiei Electorale Centrale, în care clar se vede că Partidul Democrat a prezentat un raport cu cifra 0. Da, mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări către raportor vis-a-vis de proiectul de hotărâre înaintat, dacă sunt propuneri la proiect? Stimați colegi, dacă cineva dorește culoare de cuvânt, voi supune votului dumneavoastră adoptarea hotărârii cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor locale noi din 19 noiembrie 2017,
la situația din 27 octombrie 2017. Cine este pentru, rog să vă pronunțați prin vot. Vot unanim, mulțumesc, hotărârea a fost adoptată. Următorul subiect, la fel cu caracter financiar, se referă la rapoartele concurenților electorali din campania electorală a referendumului local, de fapt, corect ar fi ale participanților a campaniei electorale a referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017 la situația zilei de 27 octombrie curent. Raportor Veceslava Grigoraie, vă rog. Da, mulțumesc. Stimați colegi, potrivit actelor prezentate de Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Municipale Chișinău numărul 1 cu privire la înregistrarea participanților la referendumul local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017, au fost înregistrați ca participanți Partidul Politic Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și Partidul Liberal. Conform programului calendaristic, pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, cât și a prevederilor codului electoral, participanții urmau să prezinte periodic rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania electorală, conducându-se de modelul dat în anexa numărul 3 la regulament privind finanțarea campaniilor electorale, sau să informeze comisia despre faptul că nu își vor deschide contul cu mențiunea fond electoral și nu vor suporta cheltuieli în campania electorală. Partidul Politic, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și Partidul Liberal au prezentat comisiei rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania electorală la referendum local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău la situația din 27 octombrie 2017. În urma verificării rapoartelor sub aspectul plinitudinii informației și corespunderii cu cerințele de întocmire a acestuia, comisia constată că respectivii participanți la referendum care au deschis contul cu mențiunea fond electoral s-au conformat prevederilor regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale. În conformitate cu prevederile codului electoral și a regulament privind finanțarea campaniilor electorale, se propune Comisiei Electorale de a hotărâi. Se constată că fiind întocmite și prezentate în corespundere cu articolul 38 din codul electoral și cu prevedere regulament privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale, privind rapoartele, privind veniturile și cheltuieli din campania electorală la referendum local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017, depuse de participanți la referendum, Partidul Politic, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și Partidul Liberal. Prezintă hotărâri intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial Comisiei Electorale Centrale și în monitor oficial. Raport încheiat. Mulțumesc. Stimați colegi, dacă sunt întrebări către raportor? Eu voi avea o întrebare, dar poate mai mult cu scopul de a preciza anumite aspecte în ceea ce vizează competența Comisiei Electorale Centrale de a face transparente rapoartele financiare, atât a activității partidelor politice, cât și susținerea financiară în perioada electorală. Domnul secretar, vă rog să ne concretizați și să ne spuneți informația care se regăsește deja pe site-ul Comisiei Electorale Centrale la rubrica Alegeri Locale Noi, pentru perioada identificată 19 noiembrie, unde găsim două informații sau două colonițe prin prisma finanțării partidelor și susținerea financiară a campaniei electorale. Și respectiv la rubrica Referendum, referendum din anul 2017, referendumul local, se regăsește doar susținerea financiară a campaniei electorale. Vă rog să veniți cu anumite precizări. Din ce cauză se regăsesc aici două compartimente și în cazul referendumului se regăsește doar un singur compartiment, susținerea financiară, în asemenea fel ca mai ales toți cei care ne privesc sau ne urmăresc să știe cum accesează datele de pe pagina noastră oficială. Mulțumesc! Da, bine. Eu, în cazul dat, aș menționa următoarele. Într-un caz avem două link-uri, hai să le numesc așa, deoarece participanți și într-un caz și în altul sunt partidele politice, ori la unul din link-uri noi găsim rapoartele așa cum se cere conform noilor modificări,
să fie prezentate rapoarte de către partidele politice la începutul perioadei electorale. Respectiv, la acest link găsim rapoartele prezentate de trei partide, Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor și Partidul Liberal, cu soldul la data de 19 septembrie 2017. Respectiv, această chestie este aplicabilă ori în data alegerilor coincide, în cazul dat și a referendumului și a alegerilor locale, de ce se găsește doar pe un link această informație. Da, eu vă mulțumesc. Stimați colegi, dacă mai sunt întrebări sau propuneri, cine are la proiectul de hotărâre? Vă rog, domnul Valentin. Propunere redacțională să fie concretizată unitatea de măsură a sumelor din anexa la prezenta hotărârii. Lei. Domnul raportor, vă rog. Se accept. Mulțumesc, stimați colegi, dacă cineva dorește cu luare de cuvânt înainte de a demara procedura de vot, voi supune votului dumneavoastră adoptarea hotărârii cu privire la rapoartele financiare ale participanților în campania electorală a referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017 la situația din 27 octombrie 2017. Cine este pentru, rog să votați. Mulțumesc, vot unanim, hotărârea a fost adoptată. Următorul subiect va fi raportat de către doamna Rodica Ciubotaru cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației Obștești Promolex. Vă rog. Vă mulțumesc, stimați colegi. Asociația Obștească Promolex a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 246 persoane în calitate de observatori naționali pentru monitorizarea alegerilor locale noi, ale primarilor în unele localități și referendumul local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017. Asociația Obștească Promolex este o asociație calificată ce se ocupă conform statutului ei de apărarea drepturilor omului și a valorilor democratice. În acest context, stimați colegi, vă propun să acredităm în calitate de observatori naționali 246 persoane, conform listei anexate, din partea Asociației Obștești Promolex, în vederea monitorizării alegerilor locale noi, ale primarilor în unele localități și referendumului local, privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017. Punctul 2 se referă la faptul că persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituția Republicii Moldova, codul electoral și regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora. Punctul 3 se referă la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și publicarea în modul respectiv, cu respectarea prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal. Mulțumesc, rog susținerea proiectului. Stimați colegi, dacă sunt întrebări, dacă aveți careva propuneri, voi supune votului dumneavoastră propunerea înaintată de către doamna raportor cu privire la adoptarea hotărârii privind acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației Obștești Promolex în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități și referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017. Cine este pentru, rog să votați. 7 voturi pentru. Cine este împotrivă? 0 voturi. Cine s-a abținut? Un vot abținere. Mulțumesc, hotărârea a fost adoptată. Următorul subiect se referă la confirmarea persoanei responsabile de finanțe, trezorierul, din partea Partidului Național Liberal pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi, raportor Veceslava Grigoraie. La data de 27 octombrie, Partidul Național Liberal a depus la Comisia Electorală Centrală un demers privind desemnarea doamnei Caterina Planovski în calitate de persoană responsabilă de finanțe, trezorier, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 19 noiembrie 2017. Propun să confirmăm pe doamna Ecaterina Blanovski în calitate de persoană responsabilă de finanțe trezorier din partea Partidului Național Liberal pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi ale primarilor din data de 19-2017. Raport încheiat. Stimați colegi, dacă sunt întrebări,
Voi supune votului dumneavoastră adoptarea hotărârii cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanțe, trezorierul, din partea Partidului Național Liberal la alegerile locale noi din data de 19 noiembrie 2017. Cine este pentru, rog să votați. 7 voturi pentru. Cine este împotrivă? 0 voturi. Cine s-a abținut? Un vot abținere. Mulțumesc. Hotărârea a fost adoptată. Următorul subiect din ordine de zi se referă la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Raional Basarabeasca. Raportor, doamna Rodica Ciubătaru, vă rog. Vă mulțumesc, stimați colegi. Vă propun să ridicăm în legătură cu cererea de demisie mandatul consilierului Chiosea Gheorghe, ales pe lista partidului politic Partidul Nostru în Consiliul Raional Basarabeasca, și să atribuim mandatul de consilier în Consiliul Raional Basarabeasca candidatului supleant Chifariuc Valerie de pe lista partidului politic Partidul Nostru. Punctul 4 se referă la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și publicarea în modul respectiv, atât pe site-ul Comisiei Electorale Centrale, cât și monitorul oficial al Republicii Moldova. Raport încheiat, rog susținerea acestui proiect. Stimați colegi, dacă sunt întrebări sau propuneri la proiectul înaintat, voi supune votului dumneavoastră adoptarea hotărârii cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Raional Basarabeasca. Cine este pentru, rog să votați. 6 voturi pentru. Cine este împotrivă? 0 voturi. Cine s-a abținut? Un vot abținere. Pentru procesul verbal, domnul Veceslav Grigoraie nu este prezent în ședință. Stimați colegi, voi înainta propunerea ca unul din colegi să preia competența de a semna procesul verbal și hotărârea adoptată. Domn Ciocan, vă rog. Stimați colegi, propun să delegăm această competență pentru chestiunile care vor fi examinate în lipsa domnului secretar, colegului nostru, domnul Filipov. Stimați colegi, voi supune votului această propunere, domnul Filipov. Poftim? Poftim? Dacă sunt alte propuneri, vă rog să le înaintați. Dacă colegial nu avem alte propuneri, eu voi supune votului dumneavoastră ca domnul Vadim Filipov să preia competența de a semna procesul verbal și hotărârile adoptate ulterior în cadrul ședinței. Cine este pentru această propunere, rog să votați. Mulțumesc, vot unanim. Cer scuze. 5 voturi pentru. Cine este împotrivă? 0 voturi. Cine s-a abținut? Un vot abținere. Mulțumesc. Stimați colegi, următorul subiect din ordine de zi se referă la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Sătesc Slobozia Dușca, raionul Criuleni, raportor, doamna Rodica Ciubătaru. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Vă propun să ridicăm în legătură cu cererea de demisie mandatul consilierului Frunze Ion, ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul Sătesc Slobozia Dușca, și să atribuim mandatul de consilier în Consiliul Sătesc Slobozia Dușca, raionul Criuleni, candidatului supleant Lupașcu Marin de pe lista Partidului Democrat din Moldova. Raport încheiat, rog susținerea proiectului. Stimați colegi, dacă aveți întrebări sau propuneri la proiectul înaintat, voi supune votului dumneavoastră adoptarea hotărârii cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Sătesc Slobozia Dușca, raionul Criuleni. Cine este pentru, rog să votați. 5 voturi pentru, mulțumesc. Cine este împotrivă? 0 voturi. Cine s-a abținut? Un vot abținere. Hotărârea a fost adoptată. Încă un subiect raportat de către doamna Rodica Ciubătaru cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Comunal Vărvăreuca, raionul Florești, vă rog. Mulțumesc, stimați colegi, vă propun să ridicăm în legătură cu cererea de demisie mandatul consilierului Ciornei Svetlana, aleasă pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul Comunal Vărvăreuca, și să atribuim mandatul de consilier candidatului supleant Ciobanu Alexei de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul Comunal Vărvăreuca, raionul Florești. Raport încheiat, rog susținerea proiectului. Stimați colegi, voi supune votului dumneavoastră adoptarea hotărârii cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Comunal Vărvăreuca, raionul Florești. Cine este pentru, rog să votați. 5 voturi pentru. Cine este împotrivă?
0 voturi. Cine s-a abținut? Un vot abținere. Mulțumesc. Hotărârea a fost adoptată. Cer scuze, anunț încă o dată rezultatele. 6 voturi pentru, un vot abținere. Hotărârea a fost adoptată. Mulțumesc. Următorul subiect din ordine de zi se referă la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Comunal Cărpineni, Raionul Hâncești. Raportor, doamna Rodica Ciubătaru. Mulțumesc, stimați colegi. Consiliul Comunal Cărpineni, Raionul Hâncești, prin decizia sa, a ridicat în legătură cu absență, fără motive întemeiate de la 3 ședințe consecutive ale Consiliului, mandatul consilierului Secrierul Victor, ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective. În acest context, vă propun să luăm act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul Comunal Cărpineni și să atribuim mandatul de consilier în Consiliul Comunal Cărpineni, Raionul Hâncești, candidatului supleant Tăriță Arcadie, de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Raport încheiat, rog susținerea proiectului. Stimați colegi, voi supune votul dumneavoastră adoptarea hotărârii cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Comunal Cărpineni, Raionul Hâncești. Cine este pentru, rog să votați. Mulțumesc, 6 voturi pentru. Cine este împotrivă? 0 voturi. Cine s-a abținut? Un vot abținere. Hotărârea a fost adoptată. Un alt subiect, la fel, vizează atribuirea unui mandat, de data aceasta în Consiliul Orășenesc Nispăreni, Raionul Nispăreni. Raportor, doamna Ciubătaru. Mulțumesc, stimați colegi. Vă propun să ridicăm, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Cojocaru Victor, ales pe lista Partidului Politic, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, în Consiliul Orășenesc Nispăreni. Și să atribuim mandatul de consilier în Consiliul Orășenesc Nispăreni, Raionul Nispăreni, candidatului supleant Artamonov Pavel, de pe lista Partidului Politic, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Raport încheiat, rog susținerea acestui proiect. Stimați colegi, voi supune votului dumneavoastră adoptarea hotărârii cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Orășenesc Nispăreni, Raionul Nispăreni. Cine este pentru, rog să votați. Mulțumesc, 6 voturi pentru. Cine este împotrivă? 0 voturi. Cine s-a abținut? Un vot abținere. Hotărârea a fost adoptată. Un alt subiect va fi raportat de către doamna vicepreședinte, doamna Rodica Ciubătaru, cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Comunal Mândrești, Raionul Telenești. Mulțumesc, stimați colegi. Vă propun să ridicăm, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Ioxa Eugenia, aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, în Consiliul Comunal Mândrești. Și să atribuim mandatul de consilier în Consiliul Comunal Mândrești, Raionul Telenești, candidatului supleant Adam Vasile, de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Raport încheiat. Stimați colegi, voi supune votului dumneavoastră adoptarea hotărârii cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Comunal Mândrești, Raionul Telenești. Cine este pentru, rog să votați. Mulțumesc. 6 voturi pentru. Cine este împotrivă? 0 voturi. Cine s-a abținut? Vot abținere. Hotărârea a fost adoptată. Și ultim subiect de pe ordinea de zi, care se referă la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Comunal Pârlița, Raionul Ungheni, raportor Rodica Ciubătaru. Mulțumesc, stimați colegi. Consiliul Comunal Pârlița, Raionul Ungheni, prin decizia sa, a ridicat în legătură cu absență, fără motive întemeiate, de la 3 ședințe consecutive ale Consiliului, mandatul consilierului Burlacu Gheorghe, ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. În acest context, vă propun să luăm act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul Comunal Pârlița și să atribuim mandatul de consilier candidatului supleant Livădaru Dumitru, de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, în Consiliul Comunal Pârlița, Raionul Ungheni. Raport încheiat, rog susținerea acestui proiect. Stimați colegi, voi supune votului dumneavoastră adoptarea hotărârii cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Comunal Pârlița, Raionul Ungheni. Cine este pentru, rog să votați. Mulțumesc, 6 voturi pentru. Cine este împotrivă? 0 voturi. Cine s-a abținut? Un vot abținere. Hotărârea a fost adoptată. Respectiv, constat că noi am dezbătut toate subiectele de pe ordinea de zi. Declar ședința închisă. Vă mulțumesc pentru participare.